Bună ziua! Vă pot spune că în județul Arad valorile creștine liberale s-au impus în aceste alegeri locale. Mulțumim oamenilor care au crezut în valorile creștine și au înțeles ce înseamnă valorile liberale în dezvoltarea municipiului și județului Arad. Pe toate analizele, mișcarea creștin liberală este câștigătoare. Atât la primăria municipiului Arad, unde am cu 20% mai mult decât candidata Uniunii Socialiste, apoi în cadrul Consiliului Local Municipal am obținut peste 39%, ceea ce ne duce să sperăm în zona de a obține 10 consilieri municipali. La fel, la nivelul Consiliului Județean, mișcarea creștin-liberală din punct de vedere a votului pentru Consiliul Județean este peste Uniunea Socialistă, iar pentru președinția Consiliului Județean, în interiorul municipiului Arad, domnul Iosu conduce cu 4%, iar la finalizarea peste 98% din secțiile de votare, domnul Iosu conduce în fața domnului Cristina. Dacă la primele lucruri prezentate avem o garanție de 100%, evident că la președinția Consiliului Județean vrem să fim precauți și să așteptăm și poziția oficială a biroului electoral județean. Acum, așa cum v-am prezentat, avem în municipiu doar 4 partide care vor intra în Consiliul Local. Mișcarea creștin-liberală, apoi USL-ul, Partidul Poporului și UDMR. Cam la fel avem și Consiliul Județean, unde tot cele 4 partide intră în structura Consiliului Județean. La nivel de primar al municipiului Arad, după doamna Liardelan, apare domnul Țițirigă Călin, apoi domnul Claudiu Cristea și domnul Bognar Levente. Pe ceilalți, fiind deja sub 3%, nu cred că trebuie să mai enumere. Dacă pe această zonă aveți dumneavoastră întrebări. Dacă v-ați așteptat, trebuie să recunosc că după 4 ani de lucru, lucru foarte vizibil în municipiu și județul Arad, după 4 ani în care am atins obiective foarte mari pentru municipiu și județul Arad, nu pot să spun că am obținut un scor mulțumitor. Îmi dau seama că am plătit un preț, eu spun nemeritat, pentru că niciodată o administrație locală nu se ocupă de scutiri de TVA, de salarizare sau de pensii. Eu cred că a existat un vot emoțional, dar bucuria mea este că oamenii vrednici și oamenii care au înțeles ce înseamnă administrația publică locală și valorile creștine liberale, în final au câștigat. E adevărat, în acest moment nu am o majoritate în Consiliul Local, ceea ce va face ca public întotdeauna să vedem
cine va susține proiectele în cadrul Consiliului Local Municipal. Iar, din punctul meu de vedere, ritmul de dezvoltare nu va mai fi același. La nivel de județ, cât este în față domnul Iosu în față de Cristina? La 98% în față. Cu suficient cât să câștige alegerile, cum vă pot spune că mai avem un indicator, Mișcarea Creștin Liberală a obținut 40 de primari din cei 78, lucru care ne dă speranța că această construcție politică are mare viabilitate. Iar ca răspuns la întrebarea dumneavoastră, ca să fie o cifră, cu cel puțin 1000 de voturi. Fiind 1000 de voturi, nu este o cifră contestabilă. Câștigam cu aproape 60%. Eu cred că valorile umane vor câștiga întotdeauna împotriva populismului. Eu nu cred că un primar poate să scutească de TVA produsele agroalimentare. Și așa cum știți, un primar nu poate să reducă impozitele cu 10% când guvernul ridică impozitele cu 16%. De aceea, eu cred că din punct de vedere administrativ, lăsând la o parte modestia, văzând ceea ce am făcut noi în municipiu și în județul Arad, suntem cu mult peste candidații Uniunii Socialiste. Dânșii au prins acest trend. Gândiți-vă că acum 4 ani domnul Nichita abia câștiga în turul 2 cu 51%. Fără lucrări majore, a atins acum 60%. Dacă ați fost atenți la ce a fost campania electorală din Timișoara, eu vă pot spune că nu a fost dezbatere publică fără să se vorbească de realizările domnului Falcă din Arad. Deși USL-ul spune aici că nu există investitori în Arad, cei din Timișoara spuneau cum am luat investitorii din Timișoara și am dus în Arad. Și pentru că în emisiuni nu puteam vorbi, aduceți-vă aminte că cu dumneavoastră am fost la Cooper. Deci cu dumneavoastră am fost la Cooper, v-am mulțumit atunci când ați protejat firma Cooper să nu-i dăm numele, pentru că am mutat tot ce era sud-estul Europei. Tot cu dumneavoastră am fost la Coffee Cup și în prima etapă și în etapa a doua de extindere. Cu dumneavoastră am fost în zona industrială Zădăreni. Tot dumneavoastră în ziar ați publicat raportul Institutului Național de Statistică care arăta că în Arad în anul 2011 investițiile atât străine cât și locale au fost mai mari decât în județul Timiș. Și totuși, toate aceste lucruri nu au avut valoare la contracandidații mei, care au reușit să murdărească propriile reușite ale județului și municipiului Arad. Mai mult de atât, nu cred că ați văzut în această campanie, eu bazându-mă pe valorile creștine, vreun atac, vreo foaie, vreun ziar, vreun material împotriva contracandidaților mei. În schimb, tot orașul a fost împânzit cu cap de mort și cu falcă jos. Tot orașul a primit acele materiale foarte scumpe, needitate, dar care se terminau votați candidații USL. Și exista o obligație să fie editate. Mai mult de atât, ieri l-am sunat pe comandantul poliției pentru că o mașină și am dat numele comandantului, m-a urmărit mai mult de jumătate de oră în oraș. Dar, spre surprinderea mea, poliția n-a avut timp să intervină la cel care tot mă urmărea, să dădea jos, filma din diferite unghiuri și la un moment dat chiar m-am dus la el și l-am salutat. E vreo problemă? Și așa putem spune multe lucruri despre ceea ce înseamnă că el filmează, că o să văd eu peste 4 ani. O întrebare, nu vă supărați, adevărat, domnul Ludovic Orban.
ani a blocat finanțarea pentru viaductele Aradului de cel de la Nicolaeva și cel de la Turcu. Asta în anul 2008, Victor Orba a blocat proiectele. Și acum? Acum trebuie să întrebăm pe constructor dacă au bani. Ce se întâmplă acum e altceva. Este blocat podul de la Secusigiu. Deci dacă vreți să vă dau o știre colaterală, în acest moment guvernul a blocat podul de la Secusigiu care leagă, care ar trebui să lege Pecica de Secusigiu. Este o... Este la persoana care vă urmăriți, credeți că aprietele în anumite servicii? Nu știu, sunt două, erau două persoane în mașină. O, știu, număr de mașină de Italia, galb. Se vehicula în ultima perioadă că anumiți calități în țară ar fi filat și urmăriți anumite servicii. Asta nu știu, nu ești chiar așa. Dacă, dacă erau de servicii secrete, nu-i vedeam eu. Nu vă faceți probleme. Deci nu. Nu, cine știe. Ați discutat cumva la nivel național care va fi strategia pe viitor a grupării din care ați făcut parte? Din nu acum. De... Nu acum. Acum noi suntem... Nu acum. Acum noi suntem bucuroși de rezultatul pe care l-am obținut în Arad. Încă o dată spun mulțumim oamenilor care au susținut mișcarea creștin liberală, oamenii care au deschis corect ochii municipiul Arad și care au apreciat munca. Constatăm că este din ce în ce poate mai greu să apreciezi munca. O doamnă îmi spunea la intrare în sediu că niciodată domnul Mazăre n-ar fi fost ales în Arad, cum poate nici eu n-aș fi fost ales în alt oraș, pentru că noi muncim. Nu discutăm administrația publică pe bază de glume. Dar pe ansamblu putem spune că este un mare succes a mișcării creștin liberale. Dar, tot în același timp, recunosc că mă așteptam la un scor mai bun. Adică mă așteptam la o apreciere mai mare a muncii mele din ultimii 4 ani. Cum comentați rezultatul din Ardeal, din Transilvania? Doar Aradu și Alba? Eu vă pot spune... Izolat, față de capitală, sau față nu, de eu vă pot spune că am trăit acest lucru în 1990. Victoria domnului Iliescu din 90 față de forțele, spuneam noi, tinerii din Revoluție și tinerii studenți din mișcările piețelor universității, atât piața universității din București și piața operei din Timișoara, am mai trăit astfel de momente când a existat un scor enorm de mare și a existat câteva puncte de altă culoare decât mișcarea domnului Iliescu. În acest moment, proiectul domnului Iliescu cu Uniunea Socialistă a obținut un succes electoral. O să vedem dacă va avea și succes față de cetățeni. Pentru că eu cred că din acest moment așteptarea este foarte mare. Vă simțiți izolat față de capitală? Cum față de nu, eu mă simt apreciat de cetățenii care m-au votat. Ce așteptați de la nou mandat pe care îl începe peste câteva zile? Dificil de spus acum, pentru că nu am o majoritate. Trebuie să vedem ce înseamnă acest lucru. Este una să conduci o primărie cu o majoritate și una este să conduci fără majoritate. A fost ascultit un vot meritat. De ce m-ați referit? A fost un vot sentimental dat de unii oameni, mai mult față de percepția publică decât de față de realizările pe care, dacă ieșim acum în oraș, le vedem foarte bine. Guvernarea PDL v-a tras în jos? Cum? Guvernarea PDL v-a tras în jos? Aici nu discutăm de guvernări, noi discutăm de percepție. Oamenii ne-au perceput, deși noi suntem administratori de orașe, poate mai politic decât trebuia să ne perceapă. Unii dintre oameni, dar bucuria mea este că o minoritate. Dar e altceva, eu nu mai am o majoritate. Deci atunci nu poți vorbi despre un proiect al tău. Nu de un proiect al meu, de un proiect al unei alianțe. E total diferit. Ca orice om politic, voi căuta să obțin acest lucru. Dar nu este ceea ce mi-am dorit, pentru că atunci când te judecă cineva, trebuie să te judece pentru muncă. Eu, un politician pe funcție, de obicei este judecat pentru ceea ce a făcut și pentru cum vede viitorul, iar un politician care vine din opoziție în competiție trebuie să fie, spun eu, judecat din punct de vedere a viziunii, din punct de vedere a perspectivei, a genului de proiecte pe care le propune comunității. Eu nu cred că ați văzut un proiect serios la USL. Aș vrea cu drag să-mi prezentați unul din punctele
prezentate dacă există un proiect serios. Eu cred că e un populism să spui astăzi că tu faci o linie de tramvai în Sfânt Nicolau sau faci o piață agroalimentară cu vânzarea vacilor în Bujac, după ce noi am modernizat Bujacul. Nu are nicio legătură. Trebuia să acoperi o anumită pagină cu propuneri electorale. De aceea, votul pe care l-a luat doamna Liar de Alan și USL este un vot emoțional politic. Ați văzut că, de fapt, doamna a luat un vot sub partid, iar eu am luat un vot peste Mișcarea Creștin Liberală. De aceea sunt bucuros față de cetățeni, pentru că mi-au dat încredere cu 20% peste doamna Liar de Alan. Mai mult de atât, eu am fost unul și împotriva mea au fost 11 contracandidați. E adevărat, fiecare la rândul lor au luat procente de genul 1,32, dar aduceți-vă aminte ce gălăgie făcea domnul Hoffman din ianuarie. E inițiator pe aici cu strigatul în piața primăriei. Gândiți-vă ce a făcut domnul Gavril Popescu și ce investiții majore a făcut și a luat 1,9. Are sens să mă mai la cifrele respective. Credeți că trebuie să colaborăm cu MCR, cu PPD de la Arad? Suntem obligați să colaborăm cu toți cei care doresc să intre în o echipă care să facă treabă în municipiul Arad și în județul Arad. Nu există, din ce ne-am uitat noi, niciun loc unde USL-ul să fie pe locul 2 la vot politic. Deci la Cluj a câștigat, să spunem, domnul Bogda, dar USL-ul este pe locul 1 la Consiliu. Deci în țară nu există niciun loc unde USL-ul să fie pe locul 2, decât la Arad. Lucrul acesta este impresionant. Discutăm subiectul acesta după. V-am spus doar câteva cifre care sunt impresionante, da? Și lucrul acesta pentru lucrul acesta este de felicitat în primul rând cetățenii municipiului Arad, care au pus înainte de un vot sentimental valorile și au apreciat munca.